numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îndoliată și îndurerată familie, iubiți credincioși și dragii mei, într-adevăr, momentele sunt delicate, însă ele se înscriu în logica lui Dumnezeu, care întotdeauna lucrează în favoarea omului, pentru că El însuși caută în om cei mai buni. Altcineva caută cei mai rău. Însă Dumnezeu, din totdeauna și pentru totdeauna, caută și va căuta cei mai buni în om, pentru ca din tot din adinsul să-L mântuiască, să-L facă părtaș împărăției Lui, să-L facă părtaș dumnezeieștii firii. În rugăciunile care se rostesc la slujba mormântării sau la slujba parastasului, aflăm din ecfonise trei elemente importante. Zicem că Tu ești învierea și viața și odihna, în cazul nostru, robului Tău, Adrian, Hristoase Dumnezeul nostru. Aceste trei elemente definesc în realitate existența umanului. Învierea, viața și odihna. Nu putem ajunge la odihnă și la viață fără înviere. Nu putem învia dacă nu avem viață în noi. Nu putem avea viață adevărată dacă nu aflăm odihna prin înviere. Acestea sunt trei deziderate la care omul trebuie să mediteze și să tindă în fiecare clipă, în fiecare zi, să-și dorească să se resusciteze, să reînvie, să învie efectiv. Orice ieșire din patimă sau din păcat înseamnă înviere. Însă orice zi pe care ne-o dă Dumnezeu, când ne trezim dis de dimineață, în realitate înseamnă înviere, pentru că starea somnului este semiconștientă, este soră cu moartea. Și atunci când ne trezim dimineața, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am înviat din morți. Și mai ales atunci când reușim să biruim păcatul sau patima, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că datorită Lui și cu ajutorul Lui, am înviat din morți. Care dintre oameni nu-și dorește să trăiască? Toți oamenii își doresc să trăiască. Însă, cei mai mulți, din păcate, văd lucrurile pe orizontală, fără să privească spre cer. Mă uitam în timpul slujbei mormântării, că pe tot parcursul acestei slujbe, soarele l-a luminat pe Adrian și l-a făcut mai distins decât este. Pentru că soarele în lumea noastră înseamnă viață. Însă noi trebuie să vedem dincolo de un astru pe soarele dreptății. Cel care s-a născut în peștera din Betleem, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este viața noastră și cu El ne putem înveșnici. Pentru că El s-a jertfit pentru mântuirea noastră, pentru că El ne-a scos din robia iadului, a păcatului și a morții, pentru că El s-a făcut fratele nostru cel mai mare,
pentru că El s-a făcut începătura învierii tuturor celor adormiți, pentru că El este viața noastră. Pe El trebuie să-L respirăm. Cu El trebuie să ne luminăm, așa cum zicem în rugăciunea pavecerniței, a ceasurilor sau a miezul nopții. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta peste noi și ne miluiește. Și apoi, care om nu caută odihna? Cu toții suntem împovărați, cu toții suntem obosiți, cu toții suntem copleșiți de probleme și de griji, uneori și de boală. O lume întreagă suferă de boală, de întristare și caută odihna, caută scăparea, caută ieșirea. Și iată că aflăm din slujba mormântării că singura scăpare este Hristos Domnul. El este adevărata noastră odihnă. Însă aflăm din Sfintele Scripturi că Dumnezeu dorește cu tot din adinsul să se odihnească în om. Și atunci când Dumnezeu se odihnește în om, ajunge și omul să cunoască odihna. Spunem noi, într-un ecfonist din slujba utreniei, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un Sfânt te odihnești și ție slavă ți înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Iată așadar, dragii mei, trei idealuri, trei deziderate pe care trebuie să le avem în vedere în viața noastră pământească, astfel încât ea să nu se irosească și să ajungă la destinație, adică în cerul lui Dumnezeu, în împărăția Lui, în sânul Sfintei Treimi. Îl înmormântăm astăzi pe Adrian Hada, care s-a născut pe data de 13 august 1965 din părinții Dumitru și Maria în Cluj-Napoca. A urmat cursurile liceului Barițu din Cluj-Napoca, iar la terminarea acestuia, intrând în câmpul muncii, s-a stins la data de 6 aprilie 2020 în Cluj-Napoca, la vârsta de 54 de ani. După datină și-a rămas bun și un cuvânt de iertare de la sora Marcela. De la fosta soție Magda și băiatul Eduard. De la mătușa Otilia și fiul ei Aurel cu familia. De la unchiul Alexandru și mătușa Ana. De la verișoara Cristina cu familia. De la verișoara Carmen cu familia. De la vărul Doru cu familia, de la mătușa Susana cu familia, de la vărul Gheorghe cu familia, de la vărul Ioan cu familia, de la vărul Adrian cu familia, de la prietenul Marius cu familia, de la prietenul Dan cu familia și de la vecinii din Florești și de la toți cei pe care i-a cunoscut. Și zicem cu toții, Dumnezeu să-L ierte și Dumnezeu să-L odihnească. Sora Marcela, îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe Adrian. Cu siguranță era un câștig reciproc. Dar Dumnezeu, cum spuneam la începutul cuvântului meu, are toate în logica Lui. Oricum, dacă până acum a fost trecut în rândul viilor, în pomenicul pe care ni-l lăsați adesea, El va fi trecut în rândul celor adormiți. Și atunci rugăciunea noastră trebuie să fie mai răvnitoare, pentru că avem această conștiință că El pentru El însuși nu mai poate face nimic, dar noi, cei care încă trăim în lume, putem să facem foarte mult pentru cei care au plecat dintre noi. Prin aceste gesturi de rugăciune, a slujbei parastasului, prin memorie și, bineînțeles, și cel mai mult, prin iubire. Și închei cu o poezie
a unui om deosebit pe care l-am cunoscut și care este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Niculan. Este vorba de marele etnolog Vasile Avram, un om de mare calibru și finețe sufletească, și care spune așa în poezia biografie: Tu ești o rugăciune a îndoielii, un orizont orbecăind sub lut, o remușcare sinceră a verii, care abia venind a și trecut. O ramură bătând amurgul toamnei, în ritm de cantilenă un ecou, al unei alergări în care murgul își poartă cavalerul spre cavou. Un ochi ascuns al cerului prin care veghează de miurgos sostenit, de atâta strălucire în eroare, un număr aruncat în infinit. O rămășiță de fractal oboare, suflând polenul ultimului mit. Cu acest gând, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ierte sufletului robului său Adrian și pentru frumusețea lui lăuntrică și binele care l-a făcut în această lume, să-l socotească între drepții săi, unde să-și găsească învierea, viața și odihna. Amin.